Românii au consumat de două ori mai multe ceaiuri anul trecut. Fie că vorbim despre sortimente care cresc imunitatea, fie despre cele care ne ajută să ne relaxăm, oamenii s-au așezat comod în fotoliul preferat și s-au delectat cu aromele deosebite. Comercianții spun că au câștigat clienți noi care nu obișnuiau să bea ceai. Tot mai mulți români au început să descopere plăcerea de a savura pe îndelete o cană cu ceai. Vânzările acestor produse s-au dublat față de anii trecuți. Cele mai cumpărate sunt sortimentele din fructe cu diverse arome, în diferite combinații. Interesant este că mai bine de jumătate dintre clienții câștigați în 2020 nu aveau deloc obiceiul de a bea ceai, spun cei din industrie. Dacă aș face, eu știu, un top 10, să zic, din ceaiurile simple, cele mai vândute, am putea să introducem acolo gălbenele, mușețel, tei, sunătoare, pada calului, păducelul cu flori, cozile de cireșe. Unul dintre retailerii locali dezvăluie că Taburea a fost produsul vedeta al anului. Este un ceai cu cireșe și trandafiri, care are o aromă deosebită. Românii, cunoscuți drept consumatori de ceaiuri din plante medicinale, și-au răsfățat mai mult papilele gustative cu arome exotice. Practic, am dat sunătoarea, teiul și mușețelul pe fructe uscate și confiate. Eu de asta am făcut ceainăria. Să le aduc oamenilor aminte că au nevoie de un moment pentru ei înșiși, că au nevoie să se regăsească pe ei într-un moment de liniște. E vorba, așa cum ați întrebat adineaur, despre loc, despre atmosfera creată. În pandemie, cel mai vândut a fost ceaiul Rooibos, cu trandafiri, căpșuni și smeură, urmat de Sakura, un ceai verde îmbogățit cu iasomie și cireșe. Dovadă că piața ceaiului a mers bine stă și faptul că s-au înmulțit afacerile de acest tip. La modă rămân și ceaiurile Blooming, arată un studiu, adică cele care înfloresc, făcute prin împletirea frunzelor de ceai uscate în jurul mai multor flori, originare, în general, din China. Cele mai multe ceaiuri vin din țări precum Polonia, de unde am importat anul trecut peste 160.000 de kilograme.